în parcuri, pe străzi, în școli sau în viața socială. Peste tot și-au lăsat amprenta, iar acum a venit timpul să se distreze. Tinerii care fac parte din Clubul Elevilor Liberali vor să profite din plin de vacanța de vară și astfel s-au gândit să petreacă într-un stil aparte. Susținuți financiar de președintele filialei municipale, Dumitru Beianu, și alți seniori din partid, adolescenții se vor reuni la un party cu tematică exotică. Organizăm o petrecere hawaiană în cinstea verii, în cinstea vacanței noastre și cu ajutorul seniorilor din Partidul Național Liberal această petrecere a putut fi realizată. Câți invitați aveți și care este procedura? Peste 100 de invitați și intrarea se face pe bază de invitație, dând niște brățări la început, la intrare. Așadar, fetele vor îmbrăca ținute legere sau costume de baie accesorizate corespunzător, iar băieții vor avea grijă ca totul să arate perfect. Petrecerea hawaiană va începe vineri la ora 21 și se va termina noaptea târziu. Fetele vor fi îmbrăcate cu fustițe hawaiene, scurte, foarte colorate. Băieții, de asemenea, trebuie și ei să adopte o ținută cât mai corespunzătoare, ceea ce înseamnă pantaloni înflorați și, de asemenea, cămăși înflorate. Cum spunea și el, avem acel concurs pentru îmbrăcăminte cea mai adecvată tematicii și vom premia cu foarte multe premii și sticle de șampanie. Ei bine, fetele vor oferi și un mic spectacol aici pe marginea piscinei, dar îi lăsăm pe invitați să vadă ce avem pregătit pentru ei în seara de 25. De întreaga atmosferă ne vom ocupa noi, membrii Clubului Elevilor Liberal, dar nu numai. Îi mulțumim de asemenea prietenului nostru, DJ Chip, care va veni alături de noi să întrețină atmosfera de vineri seară. Petrecerea va avea loc la o piscină privată situată pe Bulevardul CFR, iar intrarea se va face pe bază de invitație însoțită de o brățară cu emblema Clubului Elevilor Liberali. Primul concurs va fi dansul limbo, al doilea cea mai tematică costumație, iar al treilea concurs va fi cea mai amuzantă săritură în apă. De impact să devină o tradiție și în fiecare an.